Sunt Oleg Bursuc, manager pentru aducă și relații cu guvernul în programul Global Library în Republica Moldova. Am venit la evenimentul organizat de Biblionet și sunt foarte mândru și foarte fericit de faptul că colega noastră Daniela m-a invitat pe mine personal la acest eveniment. Am văzut un lucru cu totul și cu totul deosebit. De ce spun cu totul și cu totul deosebit? Fiindcă am și eu în spatele meu niște experiențe de training. Am fost și eu la N+1 activități de training, ateliere, seminare, multe și de toate. Dar ceea ce a fost aici a fost chiar cu totul deosebit. Deosebirea mare este sub aspectul spiritual și probabil de la aspectul spiritual au venit și celelalte componente pozitive. Sub aspect profesional, unu, viziunea. Deci ce deosebește acest atelier de alte ateliere este o viziune foarte clară asupra unor produse bine definite către un îndepărtat viitor. Adică se lucrează pe o concepție, să zicem așa, holistică, în care se formează niște competențe inițiale la etapa de formare, propriu-zisă. După aceasta, încet cu încet, aceste competențe se dezvoltă sub abilității unor dezvoltărilor niște de abilități practice, se formează niște atitudini și se formează niște corelații. Lucrurile acestea nu se lasă prin gol. Eu singur mi-am făcut niște prieteni, pot să zic, cei de la Satul Mare am lucrat cu ei și deja oamenii mă bucur mult că mă stimează, mă apreciază și chiar mă invită la ei. Adică faptul acesta de construcție vizionară a unui curriculum pentru un atelier este probabil atul cel mai mare al acestor evenimente. Pot să vorbesc la infinit despre viziune, dar asta e altă poveste. 2. Structurarea conținutului informațional care vine să asigure viziunea. Este jos pălăria, adică materialul este structurat foarte bine, pe porțioare inteligibile, să zicem așa, pentru fiecare muritor de rând și acest material poate fi folosit deja în alte ateliere. Adică eu pot să le iau și această bună practică a biblionetului să o duc orice unde, în orice colțișor al lumii. Punctul 3. Metodologia. Metodologia vine, este cireșica de pe tortă. Adică ceea ce se face aici, oamenii care fac acest lucru au o intuiție profesională de formare, un dar de la Dumnezeu, un dar divin, pe care îl folosesc cu multă pasiune și cu multă dăruire. Metodologia, să zicem, ar fi puțin să spun că este aspectul cognitivist al metodologiei, că n-aș fi spus nimic, dar este un aspect omenesc care face oamenii să fie motivați, să fie fericiți, să se implice și să dea niște produse așteptate de cei care au gândit această minunăție la sfârșitul fiecare activități. N-a fost nicio activitate în care noi să fi obosit și să nu fi adus un produs pe masă. Deci este absolut fantastic și eu cel puțin o să încerc să fiu aproape de voi. O să mă țin de urma voastră și când o să am nevoie o să mă mai terorizez cu rugămintea de a îmi împrumuta câte ceva din tezaurul vostru, fiindcă ați făcut lucruri fenomenale. La punctul 4, relațiile interpersonale construite pe parcurs. Adică aveți ceva fenomenal sub aspectul de a face oamenii cu diferite viziuni, cu diferite poziții sociale, cu diferite aranjamente în ierarhie administrativă, culturală și așa mai departe, să se simtă bine, să se simtă capabil de a genera împreună niște idei, să polemizeze în baza acestor idei folosind argumentele și nu forța poziției. Și acest lucru mi se pare că, mai mult decât relevant, mi se pare o găselniță nemaipomenită a programelor de formare. Dacă acest spirit de construire a relațiilor ar putea fi transpus de către Biblionet și altora, atunci cred că succesul programului Global Library sau succesul fundației va fi mult mai mare. În final aș vrea să spun câteva cuvinte și despre ambianța fizică și psihoemoțional în care s-a desfășurat întregul eveniment. Adică, ce poate fi mai frumos decât munții Predealului? Ce poate fi mai curat decât aerul în aceste zi? Și dacă poți să iei cerul senin,
Uite, credem că acest cer senin și acest miros de brad, acest miros de molizi va ajunge și la noi. O să veniți și la noi să realizăm schimburile de experiență, să construim ceva pe ceea ce ați construit voi și împreună să diseminăm aceste rezultate către toată lumea, să știe toată lumea cât de performanți sunt românii. Ghiță Damian, primarul Comunei Ciubut, județul Alba, președintele Asociației Comunelor din România, filiala județeană Alba. Cursul sau atelierul la care am participat este în primul rând educativ, foarte interactiv, util, distractiv, relaxant și mai vreau. Răbdare, speranță, bucurie. Creativ, amuzant, interesant. Distractiv, creativ și... Nu știu, mă nu găsesc cuvintele. Foarte profesional. Am zis două. Foarte, foarte bun acest atelier. Echipă, prieteni, optimism. Ce ai zis? Noutate, experiență, echipă. Prieten bun, foarte interesant. Util, prieten noi, distracție. Interactiv, prietenos, tare de tot. Convingător și perseverent pentru a atinge scopul dorit. Clar, concis, convingător. Interactiv, echipă, optimism. Rețea, interactiv, util. Bucurie, mulțumire, încredere. Neobișnuit, extraordinar, binefăcător. Util, interesant, profesionist. Doresc să revin. Interesant, antrenant, realizabil. Comunicare, militară, vă respect.